Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în berbec. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Voi începe întâi cu partea de tranzite, urmând ca mai apoi să ne uităm în energia cărților Oracol și Tarot. 1 decembrie. Mercur, planeta intelectului și a gândirii, se mută din semnul săgetătorului în semnul capricornului, în casa voastră, a 10-a. Casa 10-a este cea a prestigiului, a renumelui, a faimei, a scenei publice, a carierei și a profesiei, a chemării sufletului, a menirii voastre aici pe pământ. Mercur, planeta intelectului, a gândirii, a comerțului, a drumurilor pe distanțe scurte, a studiilor, iar Capricornul este liderul, este administratorul, este arhetipul care dorește organizare, care este procedural corect și vrea o structură foarte stabilă. Pentru voi, în acest context, în zona carierei, în această perioadă, Mercur în Capricorn vine cu seriozitate. Vine cu o dorință de a schimba niște lucruri, de a vă organiza mai bine sau de a face niște schimbări în zona carierei care să aibă un efect pe termen lung și foarte lung. Vine cu o nevoie de a pune bazele unor lucruri foarte solide care să aibă un efect în viitorul vostru, dar care să aibă un efect foarte stabil. Pentru foarte mulți dintre voi poate veni aici cu o culminare a recunoașterii meritelor voastre. Pentru alții dintre voi poate veni cu o ascensiune profesională. Pentru alții dintre voi poate veni cu foarte multe drumuri pe care le faceți în această perioadă, indiferent despre care ar fi profesia voastră, unde începeți o reorganizare generală. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vină cu finalitate. De ce spun asta? Pentru că Saturn fiind în Pești, în acest moment este guvernatorul de drept al Capricornului, după o perioadă lungă de retrogradare a adus o concluzie, și anume că ceva din cariera voastră, că ceva din faima și prestigiul vostru trebuie dezrădăcinat pentru a fi luat de la început. S-ar putea să faceți niște drumuri care implică cariera, care implică profesia voastră. S-ar putea unii dintre voi să renunțați la ceva anume, pentru că peștii vorbesc despre renunțare. S-ar putea unii dintre voi să fie avut niște iluzii, niște așteptări care nu s-au îndeplinit și pentru care în acest moment să spuneți, ok, este timpul să mă maturizez și să mă uit concret la ceea ce am. Asta mă va face fericit pe mine. Iar altora dintre voi vă va aduce faimă și prestigiu, recunoaștere. Se vor uita la voi, cei din jurul vostru, ca la acel om care este de nădejde și de bază acolo unde sunteți voi în acest moment. Mercur va avea un parcurs destul de complicat în această lună, retrogradează, vom vorbi imediat despre asta. Mai departe, pe 4 decembrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, se mută în Scorpion, în casa voastră, a 8-a. Scorpionul este arhetipul morții și al renașterii, al regenerării și al transformării. În casa a 8-a, casa Scorpionului de drept, care vorbește despre taxe impozite, despre asigurări, despre banii celorlalți, din contracte deja semnate, toate contractele deja semnate din relațiile mele 1-1, despre mister, despre lucruri ascunse, oculte, despre psihologie, despre pensie alimentară, despre bunuri împărtășite, dar și despre putere, putere și manipulare. Iar Venus este planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, este o energie magnetică, este o energie magnetică care aici vine și susține. Ce anume? Păi vă susține zona financiară a contractelor deja semnate. S-ar putea să fie momentul acela de numărat bani pentru unii dintre voi, să vedeți cum stați cu zona financiară, dacă sunteți mulțumiți de ceea ce aveți, dacă sunteți mulțumiți de bunurile voastre împărtășite cu ceilalți, sau dacă vă simțiți bine în relațiile voastre intime, pentru că Scorpionul și casa 8 înseamnă și intimitate, dar și sexualitate. Venus în Scorpion este o energie care protejează foarte mult, care este acolo la bine și la rău. Puteți avea parte de sprijin din partea celorlalți pentru a ieși dintr-un impas, pentru că această casă este și una karmică. Pentru alții dintre voi poate apărea aici o iubire foarte pasională, care să vă ajute să vă regenerați din străfundul sufletului vostru, să vă ajute să vă vindecați traumele.
Venus aici va atrage în viața voastră oameni care să vă ajute și să vă susțină să treceți peste niște provocări. Venus în Scorpion este acea iubire profundă care nu vrea nimic superficial, care nu are răbdare cu lucrurile mici și mărunte, care vrea să meargă în profunzime. Venus în Scorpion vă poate fi o aliată de nădejde atunci când aveți provocări în viață și când aveți nevoie de resurse, de oameni și de optimism pentru a duce la bun sfârșit ceva. În acest caz poate aduce creșteri la nivel de afacere, dacă sunteți antreprenori, creșteri salariale, poate aduce iubirea vieții voastre, poate aduce pasiune în relația de cuplu, în intimitate, sexualitate, foarte multă atracție. Pe 12 decembrie vom avea parte de luna nouă din Săgetător, din casa a noua. Casa nouă are legătură cu interacțiunea cu oameni care nu sunt de aceeași cultură cu noi sau cu alt tip de cultură, tot ceea ce este peste granița țării noastre. Are legătură cu a publica, cu legea, cu acțiuni în instanță. Are legătură cu spiritualitatea, cu credința, cu religia. Semnul Săgetătorului vrea imaginea de ansamblu. O lună nouă spune: de acum mă maturizez, de acum vreau să ating înțelepciunea, vreau să înțeleg lumea în care trăiesc prin înțelepciune, vreau să am contact cu oameni sau doar cu oameni de la care să am ceva de învățat. Pentru alții dintre voi este momentul să vă transați o intenție nouă care poate are legătură cu legea, cu un proces pe care poate l-aveți acum pe rol sau cu ceva autorități, să începeți niște proiecte care să se soluționeze repede pentru că veți avea date cu care să susțineți proiectele respective pentru a le materializa, pentru a le transforma în succes. O lună nouă pe un cod 12 și 12 va aduce o ieșire din sacrificiu. Dacă ați fost undeva într-o postură în care v-ați simțit sacrificați, acesta este un moment foarte bun să conștientizați și să ieșiți din poveștile anterioare care poate v-au tras în jos sau care poate v-au dezarmat energetic. Pe 13 decembrie, Mercur își începe perioada de retrogradare, în primă fază în Capricorn, în casa voastră a 10-a. Capricornul are legătură și cu guvernul, instituțiile, toate organizațiile acestea mari, corporațiile și așa mai departe. Ei, Mercur când intră acum în retrogradare ne dă posibilitatea să ne întoarcem către noi și să ne întrebăm: sunt în locul potrivit, lucrez pentru compania, firma, omul potrivit astfel încât eu să cresc, să mă transform? 13 este cartea moartea, transformarea, regenerarea, renașterea. Am nevoie să fac ceva pentru a mă reforma, pentru a curăța numele pe scena publică, curăța reputația, poate pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi. Vine o idee, vreți o reformă, vreți o reconversie profesională sau vine aici cu posibilitatea de a sta și a cugeta dacă sunteți pe drumul cel bun și cel corect. În această perioadă este recomandat să nu începeți neapărat ceva nou, să nu semnați neapărat contracte sau să fiți atenți la ceea ce semnați care are legătură cu instituții, cu guverne, etc. Mai departe, pe 21 decembrie, soarele vine și el aici în Capricorn și oferă sprijin, tot în casa a 10-a, și spune: stai liniștit, că îți apăr eu spatele, vei avea energie să faci toate lucrurile pe care ți le dorești, vei avea energie să vezi exact cine vrei să fii, cine ești, cum ești poziționat la nivel social, cum te văd ceilalți, ce vrei tu de la viață, care este chemarea sufletului tău, dacă este ceva ce te împiedică în viața asta, dă drumul, înlătură. Preia controlul asupra vieții tale pentru că Venus în Scorpion acolo te va ajuta. Nu vei rămâne neacoperit. Dacă vrei o nouă funcție, Venus în Scorpion te va ajuta. Te va ajuta să ai spor, te va ajuta să fii vizibil, să ai magnetism astfel încât să ai o voce, să fii auzit, să poți obține veniturile pe care ți le dorești. Mai departe, pe 23 decembrie, Mercur face un pas încă o dată înapoi către Săgetător, tot în perioada de retrogradare, în casa a noua, care are legătură cu legea și cu justiția, după cum spuneam, cu călătoriile pe distanțe scurte, cu alte civilizații, cu străinătatea, cu a publica, cu studii înalte, cu modalitatea prin care noi ne putem transforma din student în profesor. Și de această dată ni se spune: mergi înapoi, fă niște pași înapoi și vezi exact unde ți s-a declanșat ție această credință pe care o ai astăzi. De ce te vezi tu
cu acest nume și cu acest prenume sau de ce te raportezi tu la tine doar ca la această titulatură. Aici este o chestiune legată de atașament, pentru că, în esență, în tarot, Capricornul este cartea care reprezintă diavolul și care vorbește despre atașamente. Trebuie să te eliberezi de atașamente și trebuie să ai încredere în tine și în spiritul tău, în conștiința ta înaltă, că vei triumfa, indiferent de ce provocări, obstacole sau idei îți pot veni în această viață. Aici poate apărea o veche discuție, niște date din trecut despre care ai uitat, niște idei din trecut pe care le abandonasei, care acum, în tolba ta acolo cu amintiri sau în tezaurul tău propriu și personal, să îți fie de ajutor acum. Acest tranzit pentru voi în mod dedicat este ca un fel de as în mânecă pentru deslușirea unui mister, pentru a putea rezolva ceva ce are legătură poate cu justiția, cu legea, cu profesia voastră. Mercur în Săgetător aici în retrogradare îți spune atenție că-ți scapă ceva din vedere și va fi un moment foarte bun, un foarte bun prilej să vedeți exact ce, pentru că acolo și acela este asul vostru din mânecă. Pe 26 decembrie vom avea parte de luna plină din Rac, din casa voastră a patra. Casa a patra are legătură cu spațiul locativ, cu casa în care locuiți, cu casa la nivel de concept, cu căminul vostru, familia, arborele vostru, genealogic, cu începutul vostru, aici, în planul terestru, cu părinții, dar și cu proprietățile voastre. Racul are legătură cu familia, este casa racului aici și luna este guvernatoarea racului. O lună plină spune, am ajuns la finalitate, trebuie să concluzionez ceva, trebuie să închei ceva. Putem corecta acum inclusiv acțiunile din ultimele 6 luni sau putem corecta acțiunile din trecut care au legătură cu familia noastră, cu conceptul nostru de familie, cu oamenii pe care noi îi considerăm familie. Ceva ajunge la finalitate pentru ca ceva nou să se nască. Poate ceva ce are legătură cu proprietățile voastre, cu casa voastră, cu mutarea cuiva din casa voastră sau înapoi în casa voastră. Cu un transfer de bun al proprietăților către altcineva, pentru că o avem pe Venus în casa 8-a care ne sprijină și ne dă niște idei ca să navigăm așa cu ușurință prin tot ceea ce ține de taxe, impozite și resurse împărtășite. Această energie a lunii pline din Rac vine și va duce o încheiere, o finalitate, mai ales la nivel emoțional, posibilitatea de a vă detașa de absolut tot ceea ce este vechi, structură veche, care nu mai are fundație solidă. Și nu în ultimul rând. Pe 29 decembrie, Venus, planeta iubirii, a banilor și a stimei de sine, mai face un pas înainte și intră și ea în Săgetător, în casa a noua. Mai mult ajutor la nivel legal, mai mult ajutor la nivel de interacțiune cu alte naționalități sau cu tot ceea ce este peste granițe sau cu studii înalte sau cu legea, cu credința voastră, spiritualitatea, religia sau cu înțelepciunea voastră. Venus aici va aduce magnetic posibilitatea să înțelegeți lumea în care trăim de la un nivel mai înalt. Va aduce informații care vă pot fi de foarte mare ajutor. Va aduce bani, va aduce valoare, va aduce plus valoare și va aduce posibilitatea de a intra în conexiune cu cineva, de a relua poate o iubire veche, pentru că aici se regăsește Mercur în Săgetător în perioada de retrogradare, sau comunicarea, să încheiați definitiv comunicarea cu ceea ce ține de lege, de distanțe lungi, de călătorii pe care le-ați făcut, de credințe vechi pe care le aveți, de procese pe care poate le aveți acum în desfășurare, de mutare, de relocare din țară sau de absolvirea unor cursuri sau de încheierea unei karme. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, plină de realizări și să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Berbec, decembrie, gemeni. Ca și energia aici, gemenii, iată ca arhetip, vor fi foarte importanți. De ce? Pentru că veți avea o activitate intensă în casa a noua, unde se va duce Mercur în retrogradare și unde va intra și planeta Venus. Și
Săgetătorul va fi cel care va trage concluziile, dar concluziile acestea trebuie documentate și susținute prin fapte, prin cercetare, prin informații din casa a treia. Niște drumuri multe, research, da, cercetare, informații, comunicare, care acum ajunge la o concluzie finală, din care acum îmi dau seama și extrag esențialul de care am nevoie. Acesta va fi asul din mânecă. Pentru alții dintre voi, atenție la mijloacele de transport, atenție la mașini, atenție la cum șofați, atenție la drumuri, pentru că s-ar putea să existe aici întârzieri. Și casa a cincea, care are legătură cu copiii, unde se regăsește pentru voi aici leul, puterea, generozitatea, bucuria, forța de a trăi. Casa romanței, a copiilor, a copilului interior, a plăcerii, a bucuriei vieții. Guvernatorul Soarele se va regăsi în casa a 10-a și asta vă spune că acel moment în care Soarele intră în tranzit în casa a 10-a este o eliberare de control. Puteți apela la voința voastră, la curajul vostru și la liberul vostru arbitru, la vitejia voastră să scăpați de sub control, de sub controlul propriei voastre credințe, de sub controlul profesiei, să credeți că nu aveți de ales, de sub controlul social al dogmelor care există în acest moment, în momentul prezent, în jurul vostru sau al unor lucruri care v-au declanșat neplăceri sau care poate au legătură cu legea și cu tot ceea ce am spus, cu atașamentele voastre. Vă puteți elibera de atașamente și vă puteți regăsi bucuria de a trăi. Pentru alții dintre voi înseamnă comunicarea cu cineva drag sau cu ai voștri copii care vă vor fi alături în anumite demersuri, în anumite situații sau o iubire nouă pe care o puteți cunoaște pur întâmplător. La niște cursuri, în drumurile pe care le faceți, în perioadele de Mercur retrograd pot apărea din trecut persoane cu care noi am fost în relații. Deci poate apărea cineva și din trecutul vostru cu care să aveți acum parte de o finalitate, ori da, ori ba. Aici avem cherosenul, numărul 7 și berbecul. Unii dintre voi, atenție că s-ar putea să apăsați foarte tare pe accelerație și la propriu și la figurați. Nu șofați cu viteză, iar pentru alții dintre voi este momentul să vă calmați. Să fiți atenți că prin anumite interacțiuni veți fi declanșați. Și graba strică treaba. Exact asta este ceea ce văd aici, că situațiile în care s-ar putea să vă regăsiți în această lună pot fi ușor volatile, dar va ține foarte mult de modalitatea în care vă veți raporta voi la acestea. Pentru alții dintre voi s-ar putea să apară aici ceva neprevizibil, o iubire neprevizibilă, sau pentru alții dintre voi, atenție că în urma unor alegeri din trecutul vostru ați mers pe un drum care a fost ca un teren minat, să spunem, și în acest moment aveți ocazia să dezarmați acele provocări, dar cu foarte multă înțelepciune. Numărul 7 este înțeleptul. Și apoi avem racul, vedeți, în casa a patra, unde se produce pentru voi luna plină, pe data de 26, moment în care se închide un ciclu, iese soarele, vi se îndeplinește o dorință, veți avea parte de rezultate bune, veți vedea că a voastră credință nu a dat greș, avem casa a noua, dar și casa a patra unde este racul. Când intră Mercur înapoi în retrogradare, în săgetător, veți vedea că lucrurile parcă nu sunt chiar atât de intense sau de lipsite de soluție pe precum le-ați fi văzut voi, că puteți avea parte de o concluzie mai bună decât ați fi sperat voi și că până la urma urmei lucrurile se aranjează într-o notă favorabilă. Aici avem o persoană din semnul de apă, rac, scorpion, pești. Avem această conexiune emoțională cu cineva sau este important în această lună să vă folosiți fie intuiția, fie să fiți atenți, să nu fiți declanșați emoțional, să nu fiți stârniți cumva de situații sau de cineva anume, să fiți mai degrabă calmi și liniștiți pentru că veți avea rezultate mult mai bune. Aici avem semnele de apă, rac, scorpion și pești.
și nouă berbecul. Din nou voi, din nou numărul 9, dacă aveți nevoie de un aliat în această lună acela, sunteți voi, voi veți reuși să vă îndepliniți o dorință, voi veți reuși să ieșiți dintr-o provocare, dintr-o situație, voi veți fi propriul vostru gardian și protector. La voi în mâini este puterea. Este important pentru unii dintre voi să vă apărați de propriile voastre emoții. Deci în această lună să vă controlați emoțiile, să nu fiți precum un băț de chibrit care stă să ia foc și va face ravagii în jurul său, pentru că veți avea o protecție foarte bună, mai ales prin intuiția voastră și mai ales prin divinitate, casa săgetătorului, a spiritualității. Să aveți încredere mai mult în voi și să vedeți că intrăm în anul dragonului, an al dragonului care pentru unii dintre voi va fi foarte bun, foarte favorabil. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților tarot pentru berbec decembrie. Ultima lună a anului 2023. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților tarot pentru berbec decembrie, ultima lună din acest an. În relații, planul material și emoțional. În planul material, ceva din trecut. Ia uite. Și emoțional la fel. Facem bilanțul. La nivel de relații, avem 5 de băte, roata destinului, înalta preoteasă și 2 de monede. 2 de monede este pentru foarte mulți dintre voi o perioadă de introspecție. În această lună, poate, în relațiile voastre conștiente, unul la unul, prin energia planetei Venus din Scorpion, veți avea de făcut bilanțul, de înțeles ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în relațiile voastre pentru a putea aplana această furtună interioară pe care o aveți, pentru că este ceva în interiorul vostru care vă spune că trebuie să se schimbe ceva, astfel încât voi să fiți bine și fericiți. Pentru cei care sunteți singuri, fie aveți în acest moment în viața voastră două opțiuni, două persoane care poate v-au stârnit interesul și în egală măsură aveți o provocare în această direcție, pentru că există un conflict acolo, fie pentru unii dintre voi vreți să ieșiți dintr-o provocare anterioară sau ați avut două relații care v-au dus ambele în același punct, v-au stârnit emoțional, ambele relații au început în primă fază foarte bine, foarte frumos, comunicarea a fost bună, a fost bazată pe declarații, vi s-a părut că atingeți un ideal, dar în esență ați ajuns într-un punct în care nu ați putut înainta așa cum ați fi vrut voi sau ați ajuns într-un blocaj. Și acum vă puneți întrebări cum să faceți să schimbați aceste lucruri, de ce? Pentru că destinul, universul vă împinge către aceste lucruri. Roata destinului este o carte a săgetătorului unde Venus va intra pe 29 decembrie și între Mercur se întoarce pe 23 în retrogradare și va spune: trebuie să fii atent la ceea ce crezi, pentru că în permanență recreezi o istorie și ajungi într-un punct în care, până la urma urmei, tu, berbecul, nu te simți bine. Ceva ce începe așa foarte pasional sau foarte repede ajunge într-un blocaj sau se stinge foarte repede. Pentru alții dintre voi, aceasta este oportunitatea în care să trageți linie și să spuneți: de acum înainte las în spate tot trecutul meu și sunt dispus, sunt pregătit, sunt deschis să cunosc pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații stabile, aici pare că ați avut foarte multe conflicte la nivel financiar sau la nivel de interacțiune, de comunicare în această perioadă sau în ultimele luni, sau în acest an, cu oamenii alături de care vă
împărtășiți viața, trăirile și emoțiile. Și există și pentru voi aici o chemare, există ceva în interiorul vostru care vă spune că vreți să schimbați ceva. Știți că ceva se petrece, știți că ceva nu funcționează bine, poate, sau aveți această ideea de atașament, de gelozie, poate unii dintre voi în permanență, de teamă și ajungeți într-un punct în care în această lună veți spune stop. Este momentul să preiau controlul asupra vieții mele și este momentul acum să înțeleg ce se petrece în dinamica relațiilor mele. Cu Venus în Scorpion în casa a 8-a, aceasta este o energie foarte intimă, foarte sexuală, dar și foarte posesivă și geloasă. Vedeți, aici este o provocare pentru foarte mulți dintre voi, fie atrageți în viața voastră parteneri care sunt geloși și posesivi, fie cumva ajungeți într-un conflict de fiecare dată și nu știți de ce, indiferent că sunteți într-o relație, singuri sau separați. Cei care sunteți în relație aici, da, există gelozie sau există foarte mult ego, există ceva ce vă declanșează în permanență, fie discuțiile despre bani, fie gelozia, fie punctul de vedere și mândria. Cineva vrea să aibă mereu dreptate. Și în această lună puteți conștientiza toate acele lucruri și puteți vedea ce anume vă declanșează, care este punctul de fierbere, pentru că se atinge mereu un prag peste care nu puteți trece și atunci ridicați un zid sau se ridică un zid acolo și rămâneți în conflicte care dor, care dăunează. Pentru alții dintre voi, partenerul vostru vă face o surpriză. S-ar putea să aveți parte de surprize din partea partenerului. Cu Venus în Scorpion acolo, să primiți cadou, poate, de sărbători, o călătorie despre care voi să nu știți și partenerul vostru de viață să fie foarte secretos sau să fie foarte secretoasă în cazul în care sunteți domni și atunci voi să fiți așa suspicioși și când colo, iată cadoul, o călătorie, ceva frumos vă întâmpină, ceva frumos se întâmplă pentru voi aici. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici vouă vi se spune că este momentul să mergeți înainte, cel mai probabil, pentru că acesta este cel mai bun potențial pe care voi îl puteți manifesta acum în viața voastră. Pentru că iese soarele, dar nu așa cu această stare interioară de nervi, de anxietate, de furie. Aici este furie. Și în acest moment, vedeți, 5 de băte spune că, indiferent de ce s-a întâmplat acolo, că a fost anturaj, că a fost gelozie, că a fost familia, că a fost o a treia persoană, că au fost secrete, că au fost dependențe, este momentul să vă gândiți foarte bine ce vreți să faceți cu viața voastră, pentru că puteți continua să rămâneți în expectativă sau vă puteți îndepărta de tot ceea ce a însemnat trecutul vostru până acum pentru a vă deschide inima către noi orizonturi. Să vedem mai departe. Berbec decembrie. Nebunul. Pentru cei care sunteți singuri, puteți să o luați de la început. Cei care sunteți în relații deja formate, puteți renunța la orgoliu, puteți renunța la ceartă, puteți deveni mai înțelepți, vă puteți apropia foarte romantic, foarte pasional de persoanele dragi în această lună. Puteți fi surprinși de acestea cu cadouri, cu călătorii sau cu evenimente, cu fapte, cu acțiuni care în mod normal erau străine de voi și de cuplul vostru. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, vi se spune că ar fi momentul potrivit să mergeți către alte orizonturi, pentru că altminteri veți ajunge mereu în același punct. Pentru marea voastră majoritate, nouă aduce închiderea de ciclu și nouă se întoarce la zero, care pornește din nou. Este un nou drum în relații pentru voi aici sau o nouă abordare în relațiile care sunt acolo stabile și care în continuare merită trăite. Aici avem pajul de spade. Există comunicare pentru cei care sunteți singuri, potențialul să cunoașteți pe cineva, să începeți de la mici discuții, de la o relație frumoasă de prietenie, la ceva mai mult. Poate fi cineva care are legătură cu trecutul vostru, cu o perioadă de acum 7 ani.
Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici comunicarea este cea care nu funcționează. Aici comunicarea este una ușor superficială și în această lună Venus din Scorpion va aduce o apropiere, va aduce o undă energetică, o vibrație în cuplu prin care să vă conectați sau să vă reconectați mai profund cu partenerul vostru. Pentru alții dintre voi, atenție ca aici. Și spun atenție ca să fie marcat așa evenimentul că poate exista o sarcină. Pentru cei care sunteți în separare, veștile la care voi vă uitați sunt departe de a fi primite, sunt doar la nivel de gânduri. Aici cărțile spun că da, cineva se gândește la voi, poate persoanele de care voi v-ați despărțit, dar se gândesc la voi și cugetă însă orice potențială revenire, cel puțin în acest moment prezent, nu ar face altceva decât să vă declanșeze pe voi emoțional și să nu se întâmple ceva mai bun sau diferit față de cum a fost înainte, ci să reluați practic același ciclu de la capăt și asta este evident alegerea voastră. A apărut 4 de monede întors. Pentru 2 de monede, este timpul să vă eliberați, să dați drumul. Pentru cei care sunteți singuri, 4 de monede a apărut în poziție întoarsă și acest lucru este pozitiv. Și anume faptul că vă puteți elibera de o condiționare, vă puteți elibera de o frică, de o teamă teribilă pe care o aveți de a intra într-o relație. Vă puteți elibera de stres. Vă puteți elibera de atașamente și vă puteți elibera de gândul că cineva vă face rău. Pentru că asta văd aici, că ați avut probabil relații în care v-ați apărat sau relații în care ați fost zguduiți din temelie, așa, de la bază și ați avut parte posibil de șocuri. Este un moment foarte bun să vă eliberați mental, pentru că unii dintre voi trăiți cumva într-o idee, într-o preconcepție care vă împiedică. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici există un tipar, o rutină. Există un fel al vostru de a fi care duce în ceartă. 1, 2, 3, ajungem la ceartă, spun ceva, spui ceva, ajungem la ceartă. Este o lipsă de calm aici, este o neliniște, este oboseală, este ceva care în permanență duce în ceartă. Și atât voi cât și partenerii voștri ați obosit. Dacă mai aveți și copii, atenție că îi afectează. Pe de altă parte, puteți să vă eliberați de acea provocare. Văd că unii dintre partenerii voștri intră în defensivă, s-ar putea să aibă mentalitate de victimă și puteți face voi niște lucruri acum care să schimbe situația de la voi din cuplu. Iar pentru cei care sunteți în relații de separare, este vremea să dați drumul, să vă eliberați. Și un an este mult să aștepți după cineva. Nu ai cum să pui pauză la modul a trăi și a mă bucura, pentru că avem leul aici, și să aștepți după cineva. Nu ai cum. Trebuie să trăiești, trebuie să fii bine, trebuie să te bucuri, să te dezvolți. Și roata destinului aduce justiția întoarsă. Până voi nu spuneți, da, vreau să trăiesc, sunt bine, nu iese curcubeul. Curcubeul acesta iese atunci când spuneți voi. Și sunt chestiuni care au legătură cu casa voastră părintească și cu școala primară, cu anii copilăriei voastre. Se încheie o karmă puternică pentru voi la nivel de relații, pentru cei care sunteți singuri. Puteți cunoaște pe cineva corect, pentru că aveți o teamă, voi mereu sunteți în gardă. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, unii dintre voi ați stat în tensiune aproape să divorțați, aproape să vă despărțiți. Puteți să vă îndepărtați de acea undă energetică pentru că nu vă este favorabilă și puteți ajunge la echilibrul mult dorit. Iar pentru cei care sunteți în separare, justiția îi spune că ați ales un drum corect. În loc să vă apărați, mai bine învățați să trăiți și să vă bucurați de ce are viața mai bun să vă ofere de un nou drum. Nebunul, ce ne zice aici? Au ieșit două. Lumea și 6 de bâte. Că ceva se încheie și ceva începe. Ce s-a încheiat e bun încheiat. Ce începe este de succes. Intrați într-o nouă etapă. Cei singuri puteți cunoaște pe cineva. Este o potențială
linie de destin aici pentru voi diferită complet față de ceea ce ați trăit deja. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, este momentul să lăsați deoparte furia, cearta, competiția, care este mai bun, care are mai multă dreptate, care face mai bine și să mergeți împreună braț la braț cu înțelepciune către succes, vedeți? Cu înțelepciune către bucurie. Mă bucur de succesul tău, te bucur de succesul meu, până la urma urmei sunt o echipă. Iar pentru cei care sunteți separați, separarea respectivă este de fapt succesul vostru și darul Universului pentru voi, pentru că altceva nou începe aici. Și încă o carte la relații. Iarba este verde. Gelozie. Care dintre noi este mai bun? Mă simt nefericit și merit ceva mai bun. Vedeți, această carte exprimă asta, această carte exprimă asta, merit ceva mai bun și persoana emoțională, emoții care se declanșează. Competiția în cuplu, certurile din cuplu, tu nu faci, tu faci. Pentru cei care sunteți singuri, tristețea, frica de a intra într-o relație nouă, reminiscențele din trecut, iar pentru cei care sunteți separați, există o oportunitate mai bună. Deci pentru toți, iarba verde crește în cicluri. Iarba se usucă, pământul devine uscat. Sunt perioade care trebuie lăsate să rămână acolo unde le este locul. Sunt cicluri care se închid, pe care dacă nu sunteți atenți, riscați să le repetați. Energia vă spune că aveți toate șansele de acum să vă regăsiți bucuria vieții și să aveți parte de viață așa cum au copiii, de fericire. Și trezire spirituală, trezire, luminare, conștientizare, oameni buni, renaștere. Renaștere în zona de relații, devenim mai înțelepți, ne iubim mai mult, atragem oamenii potriviți în viața noastră. În zona planului material avem luna, 9 de monede, regina de cupe și regele de monede. Aici pentru unii dintre voi, la nivel material, a existat o constrângere, un eveniment care poate a fost declanșat într-un anume moment din viața voastră când voi ați rămas singuri sau când voi erați singuri și nu căsătoriți. Există aici un atașament, o legătură foarte strânsă între modul în care voi iubiți și banii voștri. Unii dintre voi doriți să treceți cu bine peste ceva. Aici avem de-a face cu casa a 10-a a Capricornului, cu luna plină din rac care este în opoziție cu casa a 10-a a Capricornului, cu Venus care se va regăsi în Scorpion și cu Mercur care va parcurge da, peste tot, din casa a 10-a într-a 9-a înapoi, acel periplu energetic pentru ca noi să conștientizăm ce anume avem de învățat. Pentru unii dintre voi aduce relații cu străinătatea, fie o relație cu cineva din străinătate, fie dezvoltarea unei afaceri cu străinătatea, fie un loc de muncă care implică într-o oarecare măsură străinătatea. Pentru alții dintre voi aduce aici conștientizarea faptului că aveți atașamente emoționale legate de această sferă financiară. Poate o teamă de a nu rămâne fără bani sau poate un anume tipar care are legătură cu mama. Tot ce se întâmplă aici are legătură cu părinții mai degrabă, cu mama și cu tata. Pentru alții dintre voi poate aduce aici o surpriză, un eveniment care vă ajută să respirați ușurați, ceva care are legătură cu străinătatea, cu drumurile pe distanțe lungi, cu studiile înalte, cu legea, ceva care nu vă este vouă clar acum, iese în lumină și se lămurește și vă redobândiți independența financiară, vă bucură acest lucru cu ajutorul unei energii masculine, cu ajutorul partenerului, cu ajutorul soțului, cu ajutorul unui om foarte bine instruit, foarte puternic. Pentru alții dintre voi aici, puteți intra într-un parteneriat de afaceri cu cineva în această lună care să vă aducă abundență, să vă schimbe titulatura, să urcați în ierarhie, să urcați pe scara socială. Ce înseamnă luna aici? Regina de cupe din nou.
Vreți cu ardoare ceva. Vă doriți foarte mult ceva. Pentru unii dintre voi, posibil să apară o dragoste de la locul de muncă sau prin interacțiunea cu casa nouă, prin studii, prin cursuri, prin drumuri, prin călătorii, prin excursii pe care le faceți. În altul preot, vă doriți ceva ce are legătură cu autoritatea, cu guvernul, casa a 10-a, unde l-avem pe Mercur, unde intră soarele, care este în opoziție cu casa a 4-a și cu leul. Un guvernator, un primar, un om în haină de stat, ceva de genul acesta, vă oferă ajutorul, vă vine în ajutor, vă ajută să vă liniștiți sufletul. Pentru alții dintre voi puteți intra într-o relație stabilă, chiar și de căsătorie. 6 de bâte. Veți avea succes în niște demersuri pe care le faceți cu autoritățile. Niște demersuri pe care le faceți ca și plan de afacere. Când veți trage linie, totuși veți vedea că nu v-a mers atât de rău. Veți găsi o cale, veți primi ajutor să navigați prin această furtună sau prin această apă care nu este limpede. Veți avea parte de bani unii dintre voi, de o ofertă foarte serioasă de parteneriat. Pentru alții dintre voi, 6 de bâte aduce un succes, aduce o semnare de acte care va fi foarte bună, vă oferă stabilitate și siguranță. Berbec, planul material. Ceva ce are legătură cu un credit, cu o datorie, cu niște cuie care au fost bătute în trecut, cu trecutul vostru. O decizie finală. Puteți repara ceva, dacă aveți o instanță, dacă aveți un proces, dacă aveți ceva provocări cu niște datorii, cu niște credite. Puteți să le reparați, puteți vedea succes, puteți vedea acum că după ploaie iese soarele, că se liniștește ceva, că se închide în sfârșit un capitol care are legătură cu familia voastră, cu trecutul vostru, că veți ieși învingători acum, la anul viitor, în 2024, în anul dragonului. Și aici avem un weekend al reducerilor. Veți beneficia de o ofertă, fie că vreți să vindeți ceva, fie în zona voastră de vânzări, fie cumpărați ceva, faceți o achiziție, faceți o achiziție, poate fi aici, care vă aduce succes, care vă oferă vouă libertatea, stabilitatea. La nivel de plan emoțional, avem Regina de Spade, Justiția, Moartea și Împărăteasa, Triumf. Din Regina de Cupe de aici vă veți transforma în Regina de Spade, care este foarte lucidă. În zona emoțională, mintea vă va ajuta foarte mult, veți fi foarte lucizi, veți vedea că veți avea câștig de cauză, că ceva se schimbă în justiție. Dacă ceva trebuie să plece, dacă ceva trebuie să se întâmple în această lună în viața voastră, lăsați lucrurile care sunt menite să plece, să plece, pentru că așa veți triumfa. Împărăteasa este Venus din Scorpion. Moartea este casa Scorpionului, care vă aduce vouă la nivel de resurse împărtășite, de contracte care au fost semnate, câștig de cauză. Însă, prin fapte, cuvinte, comunicare, dovezi, este timpul voi să vă puneți pe picioare și să fiți în această lună foarte analitici. Pentru alții dintre voi vă aduce în această perioadă un cadou bine meritat, o încheiere, o alinare sufletească, o discuție cu cineva care vă oferă foarte multă liniște și pace sufletească. La nivel medical, ceva se vindecă. Fie vă ies niște analize bine, fie să aveți grijă să nu vă lăsați pradă furiei și tristeții. Ce aduce aici Justiția? Ce triumf aveți? 10 de bâte. Scăpați de o povară. Știți cum este vorba? Mi-a trecut glonțul pe la ureche? Exact așa va fi. Vă eliberați de o povară. Uite, vă eliberați de un stres, vă eliberați de o durere, de o spaimă, de o teamă. Regina de Spade are Cavalerul de Spade. Veți avea ajutor din partea cuiva foarte isteț, foarte deștept, sau o comunicare, un act, o dovadă,
o certitudine, o hârtie, va face o diferență enormă în această lună. Împărăteasa clarifică împărăteasa. Aveți câștig de cauză. Ceva nou se naște pentru voi aici. Eliberați trecutul. Pentru voi anul 2023 se încheie cu o concluzie finală. Trebuie să lăsați să plece tot ce a fost până acum dacă vreți schimbare în viața voastră, pentru că altceva nou se naște. Și moartea ce aduce? Ce se transformă? Ce se regenerează? Doi de cupe, parteneriatele, iubirea, iubirea de sine, prieteni adevărați, succes, noi colaborări. O nouă afacere pentru unii dintre voi, o vindecare pentru alții dintre voi, o iubire nouă pentru alții dintre voi, sprijin de la partener care se liniștește pentru alții, s-ar putea să vă aducă înapoi iubirea vieții voastre, nu este exclus. Și regina de bâte, intuiția, forța, forța, vă redobândiți forța. Veți trece în noul an cu forță, cu încredere că lucrurile pot fi schimbate și din nou avem aici simbolul dragonului, care înseamnă că anul următor va fi unul în care veți avea magnetism, forță, putere să faceți lucrurile pe care vi le doriți și să creați ceva nou de la început. Pentru voi, dragii mei berbeci, ia naștere ceva nou de la început. Unii dintre voi să știți că puteți avea un copil. Se naște ceva nou. Talismanele. Avem o bucurie. Un drum care vă bucură, o soluție, uite o soluție, se topește o soluție, se topește ceva ce nu a funcționat, se îndulcește o situație, iese soarele, veți înainta mai încet, dar sigur către ceva. Aici este relația dintre o mamă și o fică sau o persoană care, deși nu este așa cum v-ați fi așteptat voi, este în afara tiparului vostru, în afara idealului vostru, este exact ceea ce trebuie pentru ca voi să vă liniștiți. Bună, sunt stresat, nu mai fi, pentru că se înclină balanța, asta este balanța, vei reuși să te echilibrezi. Aici avem steaua, să-ți găsești drumul către liniștea ta interioară, să te vindeci. Uite, ai parte de ajutor, fie este mama și copilul, tata și copilul, fie sunteți voi doi și copilul, fie este ajutor din partea cuiva, este o iubire, o dragoste nouă, o nouă cale, se arată un nou drum pentru tine aici, indiferent de ce se întâmplă acum. Ai parte de judecata, judecata este trezirea, este momentul să vezi că lucrurile, uite, aici avem un cerb, cerbul e soarele, iese soarele pentru tine, trebuie să te bucuri mai mult de ceea ce ai și uite aici avem un unicorn, vei avea parte de ceva neașteptat foarte bun, un parfum, o petrecere, te bucură ceva foarte mult, focul acesta înseamnă pasiune, Venus acolo în Scorpion va fi asul tău din mânecă, ceva necunoscut devine cunoscut, se dezvăluie un mister, ceva ce a fost superficial sau adevărul va triumfa, iese soarele, se face lumină, pentru alții dintre voi o nouă iubire, puteți cunoaște pe cineva la o petrecere, cineva care să fie exact așa cum vă doriți voi. Eu vă doresc să aveți o lună decembrie minunată, să fiți bine iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!